Bună seara și bine ați venit cu doar la conferință în probleme de matematică la geometrie. Ce va pentru acasă? Clasa 8-a. Clasa 8-a. Problema 11 de la pagina 127. 127. În paralelepipedul dreptunghic A, B, C, D, A prim, B prim, C prim, D prim. Deci A, B, C, D, A prim, B prim, C prim, D prim. În care O și A, A, L, C, D, L, dreptunghizat. Da. De adicăbit. Paralelepipedul dreptunghic. Toate fețele dreptunghi. Da, toate fețele sunt dreptunghi. În paralelepipedul dreptunghic ABCD, A prim, B prim, C prim, D prim, în care O și O prim sunt centrele fețelor ABCD și A prim, B prim, C prim, D prim. O, deci O, centrul feței. O, O, virgulă, O prim. Da. Centrele fețelor. Da. AB egal cu 6 cm. Fețelor. Bazelor, hai să zicem. Da. Este da. Baze. Da. Se știe că AB egal cu 6 cm. AB 6 cm. BC 8 cm. 8 cm. C, C prim, 24 cm. 24 cm. Să arătăm în concluzie. Ai ipoteza de concluzia. Demonstrați că rami O O prim paralelă cu A A prim. B mic. O O prim perpendiculară pe AC. Perpendiculară. Și la C mic să determinăm măsura unghiului format de dreptele A A prim și AC. A, mai avem și D. D. Aflați cosinusul unghiului format de dreptele C, C prim și A, C prim. A, C prim. Și E. Sinusul unghiului format de dreptele B, C și A prim, C prim. Da. Facem o figură. Sigur, da, da. Facem o figură, baza un dreptunghi. Cum reprezentăm un dreptunghi? Așa. Deci în spațiu, da. Aici, o prin plus, puntată.
Deci pot și o prime. Și avem la ABCD, A prim de prim, C prim de prim. Paralipe dreptunghii, deci toate sunt dreptunghiuri. Toate fețele sunt dreptunghiuri. Unghiurile 90 de grade. Așa. Avem AB 6. AB este de 6. 6. BC 8. Așa. Și CC prim de 94. A, și înălțime. Da, și înălțime, sigur. Avem destule. Să arătăm cu O prim, este paralelă cu A, A prim. Păi ne luăm de paralelogramul D prim, O prim, O, D. Deci, în D prim, D prim, O prim, O, D. O, D. Știm că D prim, O prim e congruent cu D, O. D prim, O prim, congruent cu D, O, de acord. Și... De ce sunt congruente acestea? Pentru că încă erau congruente, diagonale sunt congruente, jumătățile sunt congruente și paralele. Și atunci figura asta de prim, O prim, O, de... este cel puțin paralelogram. Deci O prim e paralel cu D, D prim și cu D, D prim e paralel cu A prim A, rezultă că A prim A e paralel cu O prim. Sigur că... Dar ce de exact paralelogramul A, O, O prim, A prim? Deci eu așa mă numesc. A, O, O, O prim, A prim. Sau mă puteam duce în A, C, C prim, A prim. Planul ăsta. A, A, A prim, C prim, C. Plan diagonal. Înțelegi? Îmi explicați mie de ce... asta că A prim, O prim e congruent cu A, O, știu de ce. Deci și paralele. Deci A prim, unii? A prim, O prim. A prim, O prim. O prim. Deci ești paralel cu A, O, zici. Cu A, O. Că-i dreptunghi. Păi fața asta. Toată fața. Dar hai să luăm așa. În A prim, C prim, C, A. A prim, C prim, C, A. Ăsta e paralelul. Este dreptunghi, chiar. Da. Este dreptunghi. Motivul este ăsta ca prima e perpendiculară pe planul bazei. Și ce prim ce pe planul bazei? Deci este o prismă dreaptă. Ce vorbeam de prismă? Prismă vorbeam de faptul că se mișcă paralele pe rățești. Dreapta aceea care generează, se mișcă paralele pe rățești. Și tot timpul a prima cu ce prim ce e paralelă. Dar fiind dreaptă, generatoarea, cea care a generat această suprafață prismatică, e și perpendiculară pe planul bazei, exact așa. Deci vezi aici cu fața asta de masă, sau altfel spus, dacă iau un caiet de bază, ei, tot timpul merg perpendicular cu ea, însăși. Tot timpul perpendiculară cu ea, însăși. Înseamnă că ce se generează în condiția asta? Se generează suprafața asta care o descrie, generatoarea se cheamă suprafață prismatică. Și ea rămâne tot timpul perpendiculară și paralelul ea însăși, da? Din cauza că am zis o prismă paralelă. Deci este o prismă dreaptă, nu așa. Nu s-a mișcat așa o pică cu ea însăși. Da? O altă explicație n-ar fi că bazele sunt paralele, domnul profesor? Totdeauna, totdeauna sunt bazele paralele. Sunt paralele pe trebuie, bazele sunt paralele. A, B, C, D e paralelă cu A, prim, de prim, C, prim, de prim. Păi și toată e paralelă. Nu-i și cu A, O, nu-i paralelă și A cu A, prim, O, prim? Deci, două puncte de aici, întreaga dreaptă este construită, iar și asta e prim.
construit acolo și planurile acelea care secționează o fac după un dreptunghi acolo, nu? Exact. Deci, primul răspuns, Miruna, este că A prin A e paralelă cu B prin B, cu C prin C, cu D prin D, pentru că este cea... Și va fi și cu O. Dar de ce cu O? Pentru că prin C prin C A, în dreptunghiul acesta, O prim e la mijloc, O e la mijloc și apare ca o linie mijlocie acolo, nu în tot dreptunghiul acela. Și atunci, dacă A prim C prim și cu A C sunt congruente și segmentele jumătăți sunt și ele de aceeași măsură, de aceeași lungime. Și atunci, figura A prim A și cu O prim O este un dreptunghi, nu? Și astea două prim O paralelă și cu ce, ce prim, așa se cerea, sau cu A prim paralelă. Și chiar și perpendiculare, pentru că A prim A e perpendiculară pe planul bazei. Și O prim. Și O prim va fi și perpendiculară, e paralelă cu cealaltă, da? Da, pe aceeași chestie. Stai să demonstrăm la A. Deci, pentru că trebuie să vorbim tot, nu? Hai să povestim, să ne facem o idee. La B, da? Deci, la B, la fel? O, prin primul la ce este... La fel. La morit, da. Da. Măsura unghiului? A, A prim. A, C. A, C. Toată 5. A, A prim și A, C. A prim și A, C e 90. 90. A primate și A ce? Păi A primul că trebuia pe planul bazei, da? Și nu l-am zis că A prim, A, C, C prim este dreptunghi? Așa se străbuie, da? Da? Și asta e un lucru de gata. Tocmai am discutat. Cosinus dintre dreptele C, C prim, C, C prim și A, C prim. C, C prim și A, C prim. A, C prim, înseamnă că trebuie să unim pe A cu C prim. Așa. Deci ar fi diagonala în A. Cos de 45. O secundă, Miruna. A, A prim, C, C prim, nu? Așa apare planul la diagonală. Da. Și unghiul dintre C, C prim și A, C prim, C, C prim și A, C prim, e cât diagonala asta. Da. Nu știu dacă e 45. Da. Ar fi 45 dacă ar fi pătrat. Exact. Asta am împărțit. Da, în parogramul, într-un dreptul nu. Da, dar o știm pe C, C prim 24. O știm pe asta 24. O știm pe asta cu... Pe aceea nici nu aflăm. O aflăm. Cu A prim 6 și 8 o aflăm imediat. Din pe tabla, nu te-ai văzut de orice date acolo? Da. Adică 6 la pătrat plus 8 la pătrat. 64 plus 10. Asta va fi de 10. Asta e 24. Și ne cere acolo să aflăm măsura unghiului A prim cu AC, parcă nu? Nu, domnul profesor, cu AC prim vrea. Nu cu AC. Cosinusul lui... CC prim. Aia am făcut-o. Da. CC prim. Cu AC prim? Cu AC prim. Adică asta e. Da. În cum a zis la dumneavoastră. Da. Dar voi AC-ul, AC-ul este 10. Nu AC prim. Atenție. AC-ul este 10. AC-ul. Da, asta AC prim. Asta, da. AC-ul. Așa. Nu AC prim. E lămurită. Da. AC-ul. Și acum, deci o știm pe CC prim 24, pe AC-ul știm 10, și pe asta s-a făcut cosinusul dintre cele două. Eu sunt, trebuie dau 24 la 2. Cine este? Care dau 24 la 2. Dar asta e ipotenuză, Miruna, întrebarea voastră. Trebuie să o aflăm imediat. Da, e dreptul. Da? Și o să găsim și pe... Așa, și poți să-mi spui cine e egal, că atât ca alăturată, supra ipotenuză. Și da, aplicăm. Alăturată o știm, 24, ipotenuză o să o aflăm. Da. Și tot trebuie să o aflăm. Da. Și mai avem sinus. Sinusul unghiului format de dreptele BC. Dați-mi voi un pic să intervin. AC prim, ce este în figura asta? Diagonală paralelă. Și cu cine este egal diagonala 4 metri? Domn profesor Bodat.
I-a dat atunci, cu X pătrat plus da. Y pătrat plus Z pătrat. Suma pătrată plus Z celor trei dimensiuni corect. Adică 6 la pătrat plus sumă la pătrat. Și-am făcut 4 la pătrat. Și-am demnat trebuie. Sigur. Și-am făcut trebuie și ce prim. Că nu mai am la plasa de 10. Da. Până tot acolo ajungem. Tot acolo ajungem. Zici 24 plus 10 la pătrat, deci... Suntem la cuita asta care le-ați dat-o, aflăm cum știu. Concret. Da, corect. Corect. Deci fiind diagonală mare, ajungeți-vă aminte. Și avem cele trei dimensiuni. Lungime, lățime și înălțime. Atunci diagonala paralelepipedului la pătrat. Da, diagonala la pătrat este egal cu suma lor. La pătrat. La pătrat. Fiecare. S-ar putea într-o altă problemă să vedea diagonala și doar două dimensiuni și voi să fiți nevoie să aveți pe altă, să o afați pe a treia. Diagonala paralelepipedului și două dimensiuni și o găsim pe a treia dimensiuni după rețetă, după formula asta. Super. Da. Dar nu e niciun pătrat în desenul ăla. Dar nu-i pătrat, nu mai dreptăm durerea mea. Da. Cine a zis că pătrat? Cine a zis pătrat? Formula era diagonala la pătrat, adică AC prin la pătrat. Deci diagonala la pătrat. Deci la ce X pătrat. X pătrat. Plus Z pătrat. Plus Z pătrat. Dar cine e X, Y și Z? Îi ia B-ul, X-ul, BC-ul, Y. Și ce ce primul înălțimea? Lungimea la pătrat plus lățimea la pătrat plus înălțimea. Plus înălțimea la pătrat, ca să țineți minte. Sau H. Da. Că sunt probleme care spuneam, dăm diagonala, dăm două de astea și trebuie să afli tu înălțimea. Și o aplici tot formula. Dacă nu știi asta, bâșnui pe acolo. Cauți, da. Dar dacă te duci așa, este rapid, da. Și acum sinusul dintre BC și A prim ce prim? BC. Deci ce? Și A prim ce prim? A prim ce prim? BC și A prim ce prim? Sinus de... adică A prim ce prim e pare cu AC și cu CB e sinus acolo de... De care unghi? De A unghiul A cât vârf. A cât vârf, corect. Deci A de... fiindcă vorbim de A prim ce prim, A prim ce prim paralel cu AC. Da. Și a fost vorba de A prim ce prim cu BC. Și ai mutat. A prim ce prim în paralel asta s-a creat unghiul de aici. Și sinusul unghiul ăla știi, impotenuza tot am aflat-o. 10. 10. Și ai 8 și 6. O să vedem triunghiul de triunghii unde? Aici. Aici. Da. Unde? Și acum avem o funcție de lor. Și totul este de la de la. Da, da. Deci am povestit cam cum procedăm. Redactăm acum, da? Da. De zicem? Demonstrație. Demonstrație. Ca cine începe? Pentru A, nu? Sau A? Plecăm de la A, B, C, Z, A prim, B prim, C prim, D prim. A, Ra, G, I, I, B. Rezultă că toate unghiile sunt paralele între ele. A, A prim. Paralel cu B, B prim. Paralel cu C, C prim. Paralel cu D, D prim. Toate paralele între ele. Și, și mai adăugăm că A, A prim. Una din ele perpendiculară pe A, B, C, D. Da? Deci într-un paralelepiped dreptunghic avem aceste lucruri. Chestia asta, ca informație, o va folosi la demonstrația punctului A. Trebuie să arătăm cu O prim paralel cu A prim. Și zicem. Hai, să mă ajutați voi. A, A prim. Paralelă cu... Hai, cu ce ce prim. Nu? Da, A da, prim, cu ce ce prim. Da. Cu ce ce prim. Și tot A prim, congruentă, egal ca lungime cu ce ce prim. Din asta am spus, că... Da. A, A prim, ce ce prim, e paralelă. A, A prim, ce ce prim. Dar acum a paralelă, da, așa spuneam în paralelogram, da. Dar are și un indrept. De unde știu? Păi nu l-am spus că e perpendicular la prim de planul bază nici. Da. Da? Dacă primeam pe planul bază, pe orice dreapte de plan.
deși e dreptunghi, iar avem că o primă e mijlocul la prim ce prim, adică zicem A prim O, da? A prim O, prim, O prim ce prim, că A O e egală cu O ce. Și din aceste lucruri este că figura A prim sau O, da, A prim A O O prim, A prim A O O prim, dreptunghi. Și dacă e dreptunghi, A prim A e paralel cu O O prim și A prim A e chiar perpendiculară pe O O prim. Deci acestea sunt paralele și perpendiculare. Și am terminat și punctul A și punctul B, nu? Nu, ca punctul B, pe perioada pe A, ce? Pe A, ce? Ce? Păi da, este. Da, e. Păi asta, o primă perpendiculară și pe A prima, A prima pe O, azi spune, nu, acum paralele aici. Și A primă, A e perpendiculară pe A, O. Da, sau O primă. O primă. Perpendiculară pe AC. Pe AC. Pentru că O primă perpendiculară pe AO, minunat. Iar AO face parte din AC. Deci e terminat. Și A și B. Punctul următor. Măsura ochiului A, A prim, A, C. A, A prim, 90. A prim, A, C, 90. A, C, sigur că da. Cum A prima e perpendiculară, A prim, A e perpendiculară pe A, C. Se luptă măsura ochiului A prima, C, A prim, A, C. Erau culorile grave. Și mai avem acum să găsim cu acestul meu C prim C, A, C C prim, A C prim. C C prim, A C prim. Nu am trebuit eu A C B. A C prim. Deci unghiul asta A C, C prim, A C prim pătrat egal cu A B pătrat plus B C pătrat plus C C prim pătrat. Deci zicem A C prim, nu? A C prim la pătrat egal cu A B pătrat deci cu A B pătrat plus B C pătrat și plus C C prim pătrat. C C prim la pătrat. A C prim pătrat egal cu și deci vine 6 la pătrat. 6 la pătrat plus plus 8 la pătrat. Da. Plus 8 la pătrat. Pătrat. Deci A C prim pătrat egal cu 36 plus 64. Da. Plus 24 la pătrat. Este face. Ce este 76? Ce este 76, da? Să sumează de alte, ce face? Șase sute șaptezeci și șase. Că îi faci ați vrea supărat. Și atunci nu mai avea ce prim. Radical din 676. Și vedeți cât facem, nu cred că facem un pătrat perfect. Da. Face, da, 2 ori 13. 2 ori 13 face. 116. Da, face 2 ori 13. 2 la 2 ori 169, 13 la 2. Da, și face 2 ori 13.
26 a face, nu? Da. Și da, da, 24 și am, că câte ori când se fac 16, e bine, 26. Așa. Și acum avem ăsta de 26 ani. Da, și vorba de asta... Nu, nu, generalizată. Nu mai. Nu. Suntem într-un drept unic. E bafă. Da. 400. Deci cos de unghiul C, C prim A. Bine, tu. Cos pe 24, pe 26. Cos de C, C prim A. Cos de C, C prim A. Este egal cu cateta lătura 24, este bine, supra 26. Și simplificăm. Facem cât aici? 12 pe 13, nu? Da, da, da. Nu, 12. Nu este un număr dacă nu e unii să știu. Doar să spun că ce ce prim, ce ce prim A. Noi ne găsim cosinusul. Cosinus, e 12 pe 13. Da. Și acum să facem sinus de DC, A prim, C prim. A prim. Sinus de DC, A prim, C prim. Luăm dreptul la ABC. Și Mirona a spus că e vorba de sinus de unghiul BCA. Uh-huh. Egal cu sinus de BCA. Care face cât sinus de BCA? Am cateta opusă, nu la sinus, cateta opusă. 10 pe... Nu, 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 că de aici. 6 pe 10. 6 pe 10, da. Știi că așa, cateta opusă 6 și 10 este asta. Deci egal cu sinus de 6. Valoarea sinusului este 6 pe 10. Care înseamnă 3 pe 5. Terminat aici. 3 mai scurt. Hai să mai recapitulăm ca să ne fie nouă clar un lucru. Ce știți despre fidou paralipiped? Deci unghii laterale toate sunt... unghii laterale sunt toate concrete, paralele între ele, perpendiculare între cele două fețe. Perpendicular pe două fețe. Că diagonala într-un paralipiped pătratul, diagonala este pătratelor celor trei dimensiuni ale paralipipedului. Că diagonale este diagonale, dacă le-am fi dus parte, sunt concurente. Avem noi chestia asta demonstrată. Sunt concurente. Și ele sunt, se întâlnesc chiar pe o oprim. Chiar pe o oprim și chiar la mijlocul oprim. Deci diagonalele sunt concurente. Trebuie să facem 4, că sunt 4 diagonale, pe mijlocul lui O, O prim. Încă o rezultate, trebuie să o țineți minte ca să vedem, poate în alte probleme o să avem nevoie de așa ceva. N-a fost. Ce a urmărit autorul aici? A urmărit să vadă dacă știm ce înseamnă două unghiuri în spațiu, dar problemele sunt la unghiuri, da, da, da. Unghiuri a două drepte în spațiu. În spațiu, da. Și să ducem repede unghiul de acolo, între cele două drepte, când necoplanare, ne-am dus într-un plan și am găsit repede unghiul. Și cosinus, să știm funcțiile trigonometrice. Sinusul, cosinusul, cu cine... Adică n-a fost grea. Numai să știm, să judecăm corect. Exact. Deci o problemă la îndepărtare. Ați înțeles, da? Bine. Nu știu de acum, am început. Momentul în care se intră probleme cu adevărat, o să vedeți că trebuie să-ți pui mintea la treabă de te cuprinde. De aceea acum trebuie să vedeți bine. Dar nu putem să le facem pe acelea până nu le facem pe astea mărunte, ușurele, care înseamnă ce? Șansa de a face antrenament. Cum era? Antrenament care să ne folosească. Și când zici paralelipipede, dreptunghiuri, dreptunghi și toate fețele dreptunghi. Păi nu știi că acolo sunt 90 grade, care sunt unghiurile de 90 de grade? Era că ele sunt desenate în spate. Când ai zis paralelipiped, te gândești la cât de echilibrit. Sau un bloc. Asta e paralelipipedul. Și ai fețele.
laterale toate dreptunghiuri, bazele dreptunghiuri, da? Deci chiar dacă îl desenăm altfel, dacă sunt dreptunghiuri toate, deci au unghiurile 90 grade diferiți. Așa. Să vedem alt. Problema 12 de la pagina 128. 12 la 128. În ipoteză, triunghiul echilateral ABC. Triunghiul echilateral ABC. ABC. Cu AB la lungime de 10 cm. Și la C, da. Cu AB. 12 cm. 12 cm. Și triunghiul isoscel. D, B, C. Triunghiul D, B, isoscel. Sunt în plane diferite. Deci triunghiul echilateral cu triunghiul isoscel sunt în plane diferite. Știm că DC egală cu DB. DC egală cu DB. Și egală cu 6 radical din 3. DB egal cu D. DC egal cu DB. Egal cu 6 radical din 3 centimetri. Și DA egal cu 6 centimetri. Notăm cu E mijlocul laturii BC. E mijlocul BC. E aparține lui BC. Aparține de ce așa între D, E. E egal cu E. BC. 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 Da. BC. Așa încât B, E. Să fie egal cu E. C. Folosind reciproca teoremei lui Pitagora, zice și ce să folosim? Da. Folosind reciproca teoremei lui Pitagora, demonstrați că amic AD perpendiculară pe D, B. Pe D, B. Benic. AD perpendiculară pe D, E. Deci aveam un triunghi echilateral. Construim un spațiu. Da. Hai să construim un spațiu așa, dar noi să știm că este echilateral. E vorba de ABC. Și DBC. Adică o să iau așa, da. D. DBC. Practic am găsit un o piramidă. Hai să spunem că am văzut o piramidă triunghiulară. Da, o piramidă triunghiulară. Cu baza un triunghi echilateral. Iar fața de BC este un triunghi isoscel. Fața DBC este un triunghi isoscel în care avem pe DB egal cu DC și egal cu 6 radical din 3. Da. Deci, asta e 6 radical din 3 și este de asta. Da, și AB 12. Iar AB 12. Da, aveai de latura triunghiului echilateral. Și că DA e de 6. Da, DA e 6. Păi avem tot. Așa. Și acum să facem pe E. E egal cu BC. A lui BC E. Ha, ha.
parte pe DB, deoarece 12 la a doua egal cu 6 la a doua, plus 6 egal cu 13 la a doua. Deci A de... E pe primul pe DB. Pe DB. Cu 12 la a doua egal cu 6 la a doua, plus 6 egal cu 3, tot la a doua. Are toate? A, B, care e 12 la pătrat, este egal cu 6 la 2, cu 6 la 3 la 2, zice el, da? Asta e reciprocat, dar e reciprocat, da? Păi dacă se întâmplă chestia asta... Înseamnă că e 90 de grade. 90 de grade. Corect. Deci un triunghi este 90 de grade, dacă și mai dacă. Pătratul e interferență, e egal cu suma pătratului catetră. Și deci, dacă și mai dacă, deci așa, așa, așa. Dacă e dreptunghi, e adevărată relație, și dacă e adevărată relație, atunci e dreptunghi. Corect. Deci zicem și mai Între unii. Cine? A, B, D, A, D. Că totușește. Rezultă. Avem ce? A, D. Avem că B, D, de 6, 4, 3. B, D, 6, 4, 3. Dacă se văd că rest nu mai tușește, poți și pe tine. Da? A, B, 12. A, B, 12. Și A de 6. A de egal cu 6. Și conform... Așa. Ce s-a făcut? A pătrat, adică 2 la pătrat. E egal cu 36. 6 la 2. Așa. 6 la 2. Deci A, B, la pătrat. 12 la 2. Hai să scriu relația la fila 3. Egal cu A de pătrat plus B de pătrat. Echivalent, va spune că 12 la pătrat. Egal cu 6 la pătrat plus 6 la pătrat. 3 la pătrat. Echivalent cu 144. Egal cu 36 plus... Plus 3, 6, 3, da? 108. Adică 144 egal cu 144. Da. Deci înseamnă că triunghi este dreptunghi, da? Adică un... are perpendicular de... Deci de aici rezultă că măsura unghiului A, D, B, A, B, B, egal cu 90 de grade. Deci, spre A, B, perpendicular. Pe D, B. A, B, pe D, B. Cum arătăm că A, D, B, D e? Păi ducem AE. Deci aflăm pe AE. Și AE este înălțime mediană sectoare triunghiul plană. Deci în triunghiul. În triunghiul. DCB. DCB. În triunghiul DCB avem că DC este cât DB. Adică îți spune că e social. DC cât e, da. DC. Egal cu D, B. Și mai am anunțat că e social, da? Și că ce e este cât e B. Ce e egal cu E, B. Adică asta ce este? D e mediană. D e mediană. Asta triunghiul luat în discuții de ce B. De ce B e social. Pentru triunghi social, să iei mediana e și de toate, da? Deci de aici rezultă că de e perpendiculară pe BC. Deci redactăm cu atenție să se facă ceea ce vreau să spunem. De e perpendiculară pe BC. Și o putem afla. De D nu putem afla concret? Da, era AD pe DE. Da, Mirona.
Dar nu, ca să putem aplica reciprocatului tacular, pe A de o știm. Da, și pe de două. Dacă o aflăm acum ce bine e și o să aflăm și pe A e. Și dacă avem cele trei dimensiuni și ne dă verificăm Pitagora, e perfect. Pare triunghiul D, că voi trimisul cer cu D, B, și așa. Triunghiul D, C, B. D, C, B. Da. Isoscel. E, da, D, B, isoscel. Atât. Da. Și cu D, B, și așa, ca între el, tot așa. Păi da, hai să facem un lucru. Deci, minunat, ca să ne dăm seama. O știm și cu de ce? Păi cum dacă e echilateral așa, de la turul 12? Ah, baza. 15-12, e clar. D, B, C. Eu ies aici. Asta o știu. Este 6 la care îmi spune. Asta poate era de 8. Nu, de 12. Asta înseamnă că așa este 6. Și poți să o facă. Teorema lui Pitagora. Sigur că da. Deci D e, mă zicea, D e pătrat. D e pătrat, egal cu E, C pătrat, plus ducă. Da. D e catete. D e pătrat, egal cu C, C pătrat, minus. Minus E, C pătrat. D, C pătrat, minus E, C pătrat. Echivalent cu. D e pătrat, egal cu 6 radicale. Asta l-ați cam îndoi și am aflat o fi de ei. Și acum s-o aflăm și pe aie. Și-o aflăm și pe aie. Păi, da, mai bine. Triunghiul este echilateral. Hai să luăm deoparte în care, ca să fie și mai clar. Deci triunghiul A, B, C. Triunghiul B, C, mare. Da, e jumătatea lui B, C. Asta e 12, 12, peste tot 12. A e... 6. E 6. Teorema lui Pitagora. Nu. E B6. E B6, da, teorema lui Pitagora și aflăm cât e A e. Hai să facem. Deci A e pătrat. A e pătrat egal cu AB pătrat minus EB pătrat. E... Asta A e pătrat egal cu 2,144 minus 36. Asta care face 108? Da, asta care da din 108. Și atunci e B simplu. A e pătrat simplu. A e? 666. A e egal cu 6. Și acum să luăm triunghiul A de E. Triunghiul A de E. A, D, D, E. A, teorema reciprocă, teorema... Nu. Da, teorema putea să genera și să se... Nu. Reciprocă. Reciprocă. Practic, avem situația asta că D, A este știut de E6. 6, D, E. E 6 radicali. 6 radicali 2 și A, E 6 radicali 2. Și unde vrem tot? Unde? Unde? Unde vedem atunci acum ar fi reciprocă? Ăsta. Dacă A e la pătrat? A e la pătrat. A e la pătrat, egal cu 6, 3, 6. Deci ne întrebăm dacă A e pătrat, este egal, se întreba. A e la pătrat. Îți dă de la pătrat. De ce pătrat? Și A e pătrat, A e pătrat, 6, 3, 2, 3, 6, 3. Ai fost 2. Da, ne zi 3, 6, 3. Bine. Da, egal. Egal cu A de la a doua, care e, cât e de? 6, 36. La a doua plus? 36 plus 6 radicali 2, nu? 36 plus 2. 6 radicali din 2 la pătrat. Da. Și ce înseamnă că scădem, 8.
Să scădem fișa selectat în 2 tuturor la 2. Avem 3 6 ori 3. Scriem 3 6 ori 3. Păi da, trebuie să zicem așa. 36 ori 3. Exact cu 36. Plus 36 ori 2. Împărțim într-un 36 ca să fie mai deșteaptă. Ok. Corect. Da. Da, să fie 3 egal cu 1 plus 2. Adică la aia. Da. Adică triunghiul A, B, E, deci de rezultă să fie unghiul. Că măsura unghiului A, B, E, egal cu 90 de grade, care atrage atenția că, într-adevăr, A, D, perpendicular pe D, E. A, D, perpendicular pe D, E. Da, A, D, perpendicular pe D, E și am rezolvat și această problemă. N-a fost deloc ce informații am avut aici, Adi, care au fost importante? Reciproca de... Nu, nu pe la reciproca, dar mai avem ceva lucruri importante. Faptul că triunghiul a fost echilateral, AE este și medial și mediatoare și într-un triunghi isoscel sau echilateral, în isoscel mai din vârful acela mediale și mediatoare și mediale și de toate. Iar... Nu s-a auzit? Da, nu s-a auzit. Așa. Bila, trimite un mesaj. Asta e o bibila. Am știut ce este din ziua. Deci, lucrul acesta a fost important. De tot din social. Liniile duse din vârful unghiului care formează latura cele concurente, din vârful acela sunt aceeași și median, și predatoare, și bisectoare de toate. Deci, lateral din orice vârf. Mediana ce face? Unde este vârful cu mijloc. Mediatoarea era perpendicular pe mijloc. Bisectoarea era vârful cu patru unghiul două. Deci de toate, și atunci a fost... toate lucrurile acestea au mers șnur, pentru că am avut ocazia să... ne-am amintit informații pe care știam din anul trecut. Vedeți? Nimic nu trebuie uitat din geometria plană. Ușor, ușor vă convingeți că tot ce am făcut înainte este valabil acum. Și toate informațiile de acolo, acum, sunt importante. Nu putem, am să repet continuu, nu putem face geometrie în spațiu fără geometrie în plan. Și ce bine ne prinde acum, cu știm tot, pentru că este clar. Da, dacă la timpul potrivit am făcut lucrurile acestea și am înțeles, atunci, acum iată, îi folosim cu multă ușurință. Și chiar dacă am dreptat, e domnul profesor, așa de ușor să înțelegi geometria așa, plană, în spate, da, Veruna? Crede-mă că dacă n-aș fi știut geometria, plană, nu, ușor. Ba, da, mie mi se pare foarte ușor. Și ce puțin ce-a făcut până acum? Deci nu, n-am nicio șansă, nici nu puteam pune problema să ne aflăm geometria în spațiu, fără geometrie plană. Nu, deja v-am spus asta vară, vedeți toate filmele care au ascultat, e o șansă, care nu, e o problemă. Și am să insist cât o să pot de tare, să vă spun că la sfârșitul săptămânii, în weekend, în cele două zile, faceți cum puteți, măcar cu frânturi din lecția aceea să le vedeți. Filmele acelea trebuie văzut pe chestiuni, fără repetiție. Sigur că da. Mai ales că la voi urmează de sigur. Și Doamne. Deci este o repetiție a tuturor lucrurilor care am făcut. Pentru tine, Mirna, e foarte important cum construiești și domnul profesor. Tu stai cu nasul în care aici, nu vezi, știi ce fain construiești și domnul profesor și gurile. Și e foarte ușor așa, domnul profesor. Deci, și dacă n-ai vrut să te uiți la mine aici, când am făcut o figură sau am spus despre ce lucruri, ai șansa să vezi filmul. Mai vezi un singur pe deja sunt puse, le-am găsit. Sunt lucrurile foarte importante, că tot ce înseamnă meditația de până acum este depășit de net, de faptul că e filmul lecției.
Dar mi-e place că vorbesc, știu, văd, adică se vede un copii, se vede că, adică, dacă mai faceți și efortul pe care domnul profesor vă sfătuiește să-l faceți, e interesul vostru. Oh. Deci în prima care vedeți filmele, vă promit și vă asigur că ridicați cu cel puțin 20% valoarea voastră. Dar nu chiar 30. Știți ce înseamnă? Se stabilizează. Toate lucrurile sunt foarte bine așezate în mintea voastră. Și acum? Problema 14, la pagina 128. 128. Se consideră punctul V, exteriorul planului pătratului ABCD. Deci, am V, nu aparține lui ABCD. Dar astfel încât, VA egal cu VB, egal cu VC, egal cu VB, egal cu AB, și egal cu 4 cm. Este o piramidă, sigur, cu baza ABCD pătrat. Deci, pătrat. Vreau să zic în piramide, poate că trebuie să fie pătrat. Exact. Sigur că așa. El o dă un pic ciudat ca să vedeți dacă e prim. Dacă știți voi. Arătați că VA este perpendicular. Dar este de două ori VB. VD. VD. Arătați că VA este perpendiculară pe CV. Pe ce? V. Și la VB, calculați măsuri sau CV. CV, așa, CV. CV. Deci VA pe CV. Și calculați măsurile unghiurilor, dreptelor. VB și AB. Și VA și AC. Facem o biblică. Da, da. Să facem un pătrat în spate. Da, da. Da, da. Da, da. Da, da. Da, da. Da, da. Da, și ce ți-l face? Și ce important să... Așa, eu vreau să fac să fie în acea caiet și nu vei cum face așa. Și nu știi să fac. Hai să zicem. Deci, pătrat. Fac pătratul de aici. Cum o să-l fac? Asta va fi, dar ca să-ți iasă figura, trebuie să stai perpendicular pe figură. Ca să duci o dreaptă paralelă. Da? Deci stai pe figură perpendicular. Și acum, ca să duci cealaltă paralelă, fixez cam așa. Și mă duc paralelă cu așa asta. Îndată știu că nu se vede. Da. Nu se vede. Ești atentă? Da. Și cât e asta de lungă, să fie și cealaltă. Și acum, asta arată tot în caz, eu unesc. Și cealaltă se vede. Da? Și iată, am desenat un paralelogram, un pătrat. Un pătrat în spațiu sau pentru figură, un rom. Acum ar veni. Da? Un rog. A, B, C, D. Și îmi spunea acum să iau un punct V în spațiu, încât VA cu V, B, B, C și V, D, care complet. Da. Dacă ele toate sunt... Neapărat la intersecție, pentru că o să trebuie să dovedi asta. Și duc perpendicular atenția. Așa. O duc. Nu dăm cu B? Cu V. Cu V și V. Da, dar e egală și cu AB. Egală și cu AB. Deci VD, VC și VB. Nu, în spațiu nu vor fi... Egale. Nu vor fi egale. VD și V că nu se văd. Deci VD... Nu se văd. Nici V. Și nici V. C. C. Să vede, mai trebuie. De ce se vede atunci atunci? Da, văd că nu se vede. Pentru că primești din colțul ăsta și te văd pe ce nu o văd? Acela, primești din colțul ce nu văd nici pe VA. Pe VA o văd, Miruna. Întotdeauna cam trei nu se văd. Nu domn profesor, la construirea stat.
Deci colțul ăla nu-l văd în spate. Pe colț, atât. Da? Dacă stau în partea aceea mare, văd peste trei colțuri, pe colțul ăla nu-l văd. Deci, iată... Trei nu văd și în restul nu văd. Sigur. Și bine, și înălțimea aia pe care o ducem noi... Care, iarăși, o să vedem că e din interior, da? Da. Așa. Deci, așa stai piramida. Deci avem V, A, E, de ce neapărat? Fiindcă V, C, egal cu V, B, egal cu V, D, egal cu V, A. Egal cu A, B, cu B, C, cu D, C, cu toate. Așa, dar vreau să spun în condițiile în care am superpendiculară pe plan și aceste toate ochii sunt egale și de la picior, de la O, C, O, D, O, A, O, B sunt egale. Da, dar pentru că triunghiurile care luăm V, O, C, V, O, D, V, O, A, V, O, B au ipotenuzele egale. Da? Și în condițiile în care suntem, deci, în pătrat și distanțele de la picior perpendiculare la cele două sunt egale. Eu, dacă am așa, pică așa perpendicular și asta e egală cu asta, numai la mijloc sunt crucifix. Da. Corect, da? Într-un isoscel. Deci, într-un isoscel... Da, la mijloc. O... Neapărat perpendiculară pe mijloc e și mediană. Și mediană, da, exact. Ăsta e motivul. Da. Bun, și toate sunt patru. În cazul nostru, toate patru sunt congruente. V-o obligă obligatoriu la intersecția diagonală, pentru că am spus mai devreme O, C, O, D, O, O, B, O, A, toate sunt egale. Bun. Bun. Și sunt 4 cm. Și toate sunt de 4 cm. Și la asta, corect. Așa. Bun. Măsura dintre V și... Nu stai deci. Întâi VA se arată că VA e perpendiculară pe V. Când ai spus. V, A, pe V, C. V, A, pe V, C. V, A. Pe V, A, pe V, C. Adică acolo unghiul A, V, C. A, V, C. Că trebuie să fim mai de 90. Da. Păi hai să vedem. Via e 4, V, C e 4. Avem acum. Și știm că... A, D e tot 4, D, C e tot 4. Da. Păr, A, C e pătrat. A. A, D, D. Este o diagonală de pătrat. Da. E jumătate 4, e jumătate. Cât este? Dar practic dacă e 2. 4 ori legale în 2. Că e bine latură, 4, 4, 2 latură. Și acum, de la rectură pe teorema arătă. Sigur că da. Că tot faptul radical de 2 este și între unghiul A, V, C, A, C. Păi. Deci A, C e privită o dată între unghiul A, V, C și între unghiul A, V, C. Și fiind ipotenuză în A, B, C, e ipotenuză și în A, V, C. Da. Și unghiul ăla e 90 grade. Și atunci unghiul ăla e 90 grade. Povestim întâi, da? Da. Acum măsura dintre V și A, D. V, B, și A, D. Eu zic 60. Hai să vedem. V, și A, D. 60. A, D. Asta poți vrea să vedem și noi. V, 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 și A, D. 60. Adică nu prea cred eu așa că este adevărat, dar să ne gândim și noi. Dar mai întâi să-l vedem unghiul, să-l ducem în proiectul. Dacă aici unghiul, da, exact asta am văzut. Deci cu V, B, cu A, D. Și cu A, D. Și cu asta. V, B, 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 paralel cu A, D. Cu cine? V, B, B, nu-i paralel cu A, B? V, B, B, nu-i paralel cu V, D. Paralelă? Nici V, B, nu-i egală doar. Numai în prismă se întâmplă, dar V, B, și cu V, se întâlnesc în V. De asta vă zici aici. Nu, nu, de asta, dar să zic bine. A, D e paralelă cu B, C, măi copii. A, D cu B, C. E paralelă. Și unghiul dintre A, D și V, B este unghiul V, B, C. Și 60. Ha! Da. Nu
spunea că așa ai spus, dar n-ai fost. E tot e corect. Așa vrea să spui, nu o să zici că îți pare. Deci, adică, atenție, adică, adică, cu B, ce se pare B? Și atunci, unghiul V, B, B este unghiul dintre A, D și V, B. Deci, practic, mișcă pe A, D în B, C. Nu? Punctul ăla mâncă, care spuneam, unde se află, se află, iată, în punctul M, pe, în punctul B. Și de ce e așa e? Pentru că ăla e echilateral cu BC, că BB e dat cu BC, e dat cu BC. E impotent. Așa este. BC e 4, VB e tot 4, BC e 4, când este echilateral, și atunci? 60. 60. Care e variantă? VD și AC. VA acum. VA. Stai să vă dați undeva, domnul. Hai să vedem dacă vă dați. VA și AC. VA. Și AC. Unghiul dintre V, A și A. Noi știm că AC e 4 radical din 2, nu? Da, e 4 radical din 2. Păi folosim teorema Pitagora generalizată în V, AC. Adi, spune-mi totodată câte e unghiul ăsta. Corect. 45. Că AVC e 90. Am arătat. Și AVC e de 90 de grade. Tu îmi zic că este isoscel. Și el este isoscel că nu am un de și rămas peste două unghiul să fie congresă și primul să facă 90. 45 și 45. Nu, încă o dată se mai vede. La punctul A am arătat că VA pe VC. Da? Și dacă permanent doar, am gândit din ordinea. Și atunci, cu triunghiul ăsta ABC este isoscel. Și unghiul, nu așa face triunghiul, cred că așa, unghiul din ordinea la D. Aici, ordinea la D. Și asta e de asta. E ca cum eu stai în acesta. Cum trebuie la 90? 45 și 45. Terminat problema. Haide să redactăm acolo. Corect. Am povestit până acum. Da. Deci ce să zicem? Demonstrație. La punctul. Deci hai să zicem, în triunghiul de jos, ABC, în triunghiul ABC. Nu, la triunghiul ABC avem că AB și BC sunt 4. AB egal, AB egal cu BC, egal cu 4. Că unghiul ăsta ABC, din 90, din pătrat, că ești măsura lui ABC. ABC 90. Iau cu 90 de grade și atunci rezultă că AC pătrat. Că AC pătrat e dat 4 radical din 2. AC simplu atunci. AC simplu e 4 radical din 2. Corect. 4 radical din 2. În triunghiul VAC. În triunghiul VAC. Aplicăm reciproca teorema lui Pitagora. Vai, algo que vai.
Aceea e pagina de toate trei. Și atunci... Îți reci proba de vreme de Pitagora. Scrizându-te de aici dacă A se pătrat egal cu... Se pătrat egal cu A pătrat. Plus B se pătrat. 16 cu 32. Deci cât vine? 32 e ca un 16 plus 16, da? Da. Și asta înseamnă că unghiul... Măsura unghiului A, B, C. A, B, C. E mărgiritoare. E ca un mărgiritoare și asta înseamnă că V, A. V, A, perpendicular cu unghiul. V, A, perpendicular, de ce? Bun. Acum e rândul meu. E rândul tău, gata. A, de e paralel și de ce? Deci ce spunem? A, de e paralel cu BC. Așa, pe după fude. A, de e paralel cu BC. Deci s-a vedeat la ușura unui dubutul. Și atunci rezultă că măsura unghiului dintre cele două de așa. Dintre V, V și A, de la așa stai ca acolo? Da. V, V. E ca cu măsura unghiului. Între V, V și V. Așa spune. V, V și V. Da. Ce? Da. Și avem un triunghi. Măsura unghiului. V, V. Așa, avea cum am spune. V, V, C. Între unghiul V, V, C avem. V, V, complet cu V, V, complet cu V, V, complet, egal. Da, egal cu V, C. Egal cu V, C. V, C. Și egal cu V. Da, și rezultă că triunghiul V, V, C echilateral. V, V, C echilateral. Și așa rezultă că măsura dintre V, V și A, Z este egal cu 60. Adică măsura lui V, V, C egal 60 și egal cu măsura unghiului dintre cele două. Da. V, B și A, D. Da. V, B și A. Și măsura între A, D, la lui V, A cu...